care sunt acum cu noi, dar și celor care vor fi vineri cu noi la manifestările legate de Ziua Persoanelor Vârstnice, că acțiunile spiritul lor și al iubirii care o avem noi față de tot ce înseamnă bătrânii din Craiova, acțiunile acestea vor continua și vom face planuri în continuare pentru multe alte lucruri frumoase care se vor realiza. Clubul este o oază de liniște, o oază de relaxare, pentru că el este dotat la ora aceasta prin grija asistenței sociale, prin grija City Managerului Sorimanda, cu tot ceea ce trebuie ca să funcționeze ca un club, începând de la televizor, mobilier și diverse jocuri distractive care bibliotecă cu cărți, cam tot ceea ce trebuie să se desfășoare activitate. Ceea ce îi dorim domnului Trifan, acum când îi mânăm cheile, să aibă grijă de el, să ne facă un raport de activitate cu campionatul de table, da, campionatul de șah, campionatul de remi, să știm cine, corect, sunt campionii noștri în oraș, în toate activitățile pe care le va face. Vă așteptăm cu drag la toate celelalte manifestări care urmează de aici și până vine inclusiv. Da. Noi ne mulțumim și eu cu șeful nostru pentru bucur și să vă trăiască! Mulțumim că ați venit cu noi aici la... Ce program de funcționare va avea? Sănătate, să ne dea Dumnezeu! Program de funcționare între orele 10:14 de luni până vineri. În jur de 20.000 de lei. Deci, ca și dotări și asta, reparațiile au fost făcute de acord de reparații. Ce activități pot derula persoanele vârstnice în cadrul acestui? Vor fi activități de socializare și de recreere. Vor avea la dispoziție jocurile care au fost acționate și biblioteca care este amenajată în acest centru. Capacitatea? Capacitatea de 20 de persoane pe oră. Noi așa am zis că o să ruleze, da, persoanele, adică nu o să fie aceleași persoane în aceeași zi, dimineața până seara. Da. În cadrul asociației, dumneavoastră, câți pensionari sunt? 4.000. Urmează și noapte, domn primar, și-au luat angajamentul. Fiți atenți aici ce vă spun la media. Veți vinde ce vă spun, că pe mine m-ați neglijat. O singură televiziune mi-a dat până pe timpul. Rețineți, îi spune dânsul că va mai face. Să dea Dumnezeu să înceapă cu 1 ianuarie 2020. Deci eu vă spun lucrurile astea, fiindcă de 10 ani de când mă zbat să fac clubul ăsta, și am reușit. Ați văzut diferite interpretări ale mele sau local, care asta am cerut. Rețineți ce vă spun. E primul, așa cum a spus domnul primar, club din orașul Craiova. Am reușit să îl convic pe dânsul, aducând documentația de la Cluj, acolo unde sunt 8 cluburi. Nu vorbesc de Constanța, care are 14, nu vorbesc de București, dar noi am început cu începutul. Ăsta este primul. Urmează un spațiu de deasupra care este, dacă în cazul în care nu se dă în primire să se ia măsuri, s-ar putea să veniți să vă filmați cum cade ăsta în jos. Fiindcă așa cum este acolo sus, dacă nu este aerisit, vibrația intră în el și la revedere club ăsta prim. Eu mi-aș dori ca al doilea club să fie făcut în Craiovița, fiindcă acolo sunt majoritatea pensionarilor. Rețineți, cluburile care sunt, cum să zic, o mamă cerească pentru pensionari.